Dacă fericirea ar fi o floare, ce floare ar fi fericirea ta? O floare de primăvară, ador florile de primăvară, am pus aici în magazin narcise, flori proaspete de primăvară, flori puternice de care s-au chinuit să răzbată din pământ și din iarnă și din frig. Orice. Ce crezi că a luat Aian de la tine? Ce calități, ce defecte? Știu eu, eventual ce am eu bun, sper din toată inima să ia chiar ce-i folosește cel mai mult. Ca părinte încerc să fii grozav pentru, încerc să fii un model, încerc să fii exemplar. Câteodată ți iese, câteodată nu, dar ce părinte nu speră? Fizic mi-a ieșit total, e bucățică ruptă, dacă îl vedeți acum e un fel de mini clonă a mea. Mai puțin ochii care sunt a lui taică, sunt negri, dar în rest îmi seamănă atât de tare că nu e niciun dubiu că-i fiul meu. Ce înseamnă timpul liber pentru voi la Monaco? Vă duceți la film, vă duceți la teatru, vă duceți în parc? Ce înseamnă timpul liber? De toate. Suntem, în primul rând, foarte sportivi și eu și el și ne place să facem alpinism, în not, biking, ne dăm cu placa, de dragul lui am învățat să mă dau și eu cu placa, deși cred că o să îmi rup gâtul în curând, e foarte greu. Iar în gașcă, să spun așa, cu mai multe mame și mai mulți copii, ieșim măcar o dată pe săptămână la film sau la teatru și asta cumva îmi prinde foarte bine, pentru că acolo oferta culturală pentru copii este uriașă. N-am timp să fac tot ce ni se oferă acolo să facem pentru ei. Și cred că îi și place foarte mult. A fost pentru prima dată în viața lui la operă pentru copii, ceea ce în România n-am reușit să găsesc. Iar acolo a fost chiar fascinat, nici n-am crezut că stă 2 ore nemișcat și se uită la niște oameni care cântă operă. Nu stau, nu știu, mulți oameni mari care se... Așa. Are o pasiune, vrea să picteze, vrea să facă ceva anume, gimnastică. Da, sincer să fiu, nu vreau să fiu mama aia absurdă care să pună în copilul ei tot ce n-a făcut ea sau tot ce visa, să lasă să exprime. Nu cred că are vreun talent la pictat sau la cântat. Aș spune chiar că nu prea are stofă de artist ca să fie o mamă lucidă. Cred că mai degrabă e un tip foarte concret așa și nu m-ar mira să se apuce de afaceri mai târziu. Dacă vei avea o fetiță, ce nume îi alegi? Oh, Doamne, nu mă pune. O să-l aleg împreună cu tatăl copilului. Nu, ce nume îți place ție atunci foarte mult? Sau un... Cum ai ales numele lui Aian? Numele lui Aian a fost așa, o invenție, spun eu. Deși e posibil să fi făcut asocieri, să fi auzit. Am vrut un nume foarte scurt și foarte deschis, cu vocale multe, lângă Schwarzenbergul foarte lung și plin de consoane. Nu știu ce nume, asta e o decizie pe care e bine să o iei în doi, adică tu și tatăl copilului, mama și tatăl copilului. De obicei îți place ideea părinților care pun același nume și copilului, să fie un băiat Mihai și să fie o fată tot Mihaela? Nu mă omor după asta, de ce să te mint, deși știu că mulți fac asta, dar cred că fiecare e liber să aleagă ce vrea. Chiar citeam acum într-o poveste despre o fetiță pe care o chema E, litera E, pentru că așa au vrut părinții să fie diferită și pe fratele ei îl chema ceva gen 25 de nume și a intrat în cartea recordurilor de cel mai lung nume de copil. Mie asta, sincer, mi se pare un pic bătaie de joc. Copilul ăla va crește, va fi un om mare și când va începe să-și spună numele, practic se vor închide ghișeele până își va rezolva problema. Prefer onestitatea unor nume simple și care să însemne ceva, de ce nu? Site-ul nostru este pentru mămici și copii. Ai un gând pentru ei? O, cum să nu? Să ne respectăm cât putem de mult statutul de părinți și să ne iubim copiii cât putem de mult. Asta înseamnă să respectăm, să educăm frumos și să încercăm să le facem copilăria asta minunată și așa de trecătoare, frumoasă. Site-ul este și pentru tătici. Pentru ei ce gând ai? Tăticilor, să-și iubească, să le iubească pe mame, că de acolo totul funcționează perfect.